ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. De 7 ani săracii oneștiului hrăniți la protopopiat. Ator cu și pentru tineri. Bacău, simpozionul național Vasile Pârvan. De 7 ani de zile, protopopiatul Onești hrănește oamenii săraci din municipiu, dar și din zonele învecinate. Un demers realizat cu multă trudă și sârguință, care a salvat mulți oameni necăjiți. Este afiliată protopopiatului Onești și a luat ființă acum 7 ani, având binecuvântarea înalt preasfințitului Ioachim, arhiepiscopul Românului și Bacăului. Noi am încercat să ajutăm persoanele cu nevoi din împrejurimile Oneștiului, dezvoltând 2 proiecte importante, Prânzul Ștefanie și Masa Bucuriei. În colaborare cu protopopiatul Onești, am început să distribuim și la domiciliu, mai nou, persoanelor cu certificat de handicap, având o colaborare strânsă cu Direcția Generală de Asistență Socială a municipiului Onești. Am primit acea listă cu persoanele care nu se pot deplasa și, prin intermediul parohiilor din oraș, distribuim o masă caldă, deocamdată o dată pe săptămână, și ne dorim ca să înmulțim numărul de zile și cu ajutorul lui Dumnezeu și numărul de beneficiari. Protopopiatul Onești nu este locul unde poposesc cei înfometați, ci și cei care au nevoie de un cuvânt bun, de o haină mai groasă, de o îmbărbătare. Bine ați venit la protopopiatul Onești, protopopiat parte integrantă a Arhiepiscopiei Românului și Bacăului, protopopiat care administrativ cuprinde Valea Trotușului, Valea Taslăului, Valea Oituzului, Valea Slănicului. Suntem pentru credincioșii noștri centrul de comandă bisericesc și încercăm să ne luăm în serios activitățile pe care le desfășurăm în toate planurile care ne sunt îngăduite a le coordona. Avem activități sociale pe care le întreprindem la nivelul protopopiatului prin asociația Patmos, care lucrează în cadrul protopopiatului nostru. Prin asociația Patmos, în câmpul social, avem în asistență câteva sute de persoane, avem proiecte în derulare și multe altele pe care dorim să le desfășurăm în continuare. Să ne gândim doar la cele mai cunoscute de oneșteni, Prânzul Ștefanian și Masa Bucuriei. Avem de asemenea proiecte realizate în parteneriat cu Consiliul Municipal Onești, având în grijă pe cei mai lipsiți de bucurii decât suntem noi. Avem un serviciu de asistență la domiciliu, la sediul protopopiatului peste 100 de persoane se aprovizionează cu hrană zilnic. Și suntem pregătiți pentru a face zilele puțin mai fericite semenilor noștri. Suntem pregătiți pentru perioada ce urmează, perioada sărbătorilor de iarnă, când toți cei pe care îi asistăm după putința noastră vor primi din partea noastră daruri care să le facă viața mai frumoasă și sărbătorile minunate, așa cum sperăm să fie în casele tuturor oneștenilor. Bineînțeles, activitatea bisericii este în primul rând o activitate sacramentală, liturgică, religioasă, dar nu uităm niciodată de mulțimile care stăteau la picioarele Mântuitorului Iisus Hristos, așteptând cuvânt, în primul rând, așteptând mângâiere, dar și cele de trebuință
zilei care ne apasă pe toți, Mântuitorul Iisus Hristos, la abordarea apostolilor care i-au spus: Doamne, dă-le voie să se ducă, pentru că ziua este pe final, sunt înfometați, i-a privit în ochi și le-a spus: dați-le voie să mănânce. Atunci, peste veacuri, credem că latura aceasta socială aparține deopotrivă bisericii, dar și societății civile și, și administrației publice deopotrivă. Dar dacă nu conjugăm eforturile, rezultatele nu sunt cele așteptate. Așa că ne dăm mână cu mână, punem suflet lângă suflet și încercăm să facem oamenii mai fericiți și să le ștergem o lacrimă de pe față, după putința noastră și cât ne este îngăduit să o facem. Nici activitatea filantropic-medicală nu a fost omisă. De câțiva ani s-au făcut multiple colecte pentru achiziționarea mai multor echipamente medicale care au fost donate Spitalului Oneștean. O altă componentă, o componentă interesantă și binevenită a activității noastre este componenta filantropică și medicală. Colaborăm strâns cu Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Luca din Onești și periodic avem incursiuni în lumea aceasta medicală. Admirăm ce se întâmplă în spitalul din Onești, vedem cum se transformă frumos într-o unitate medicală de elită. Ne bucurăm pentru înnoirile ce au loc în Spitalul Municipal Onești și încercăm să fim alături, nu cu mult, dar cu asistența religioasă la patul bolnavilor, poate cu un mărțișor atunci când se simte nevoia de vestit primăvara, cu o floare atunci când femeile așteaptă prețuirea noastră, cu un mic aparat medical atunci când activitățile noastre caritabile aduc după sine și fonduri care să permită achiziționarea și donarea mai departe a unui echipament medical, mai mare sau mai mic, către Spitalul Municipal Onești. Toate lucrurile acestea, bineînțeles, nu se întâmplă decât cu binecuvântarea, cu voința și cu purtarea de grijă a Înalt Preasfințitului Părintelui nostru Ioachim, căruia îi mulțumim pentru tot sprijinul pe care ni-l acordă, pentru purtarea de grijă părintească față de locuitorii municipiului Onești și din zonele limitrofe. Încercăm să vă aducem pe toți aproape, să fiți lângă noi, să ne sprijiniți și să ne semnalați problemele dumneavoastră pentru a le putea sprijini la rândul nostru. De multe ori avem tendința de a ne închide în noi și să ne spunem: știe Dumnezeu de ce avem nevoie, știe Dumnezeu cât îmi este de greu, știe Dumnezeu cât mai rabd. Este adevărat, știe Dumnezeu, dar tare bine ar fi să știm și noi ce vi se întâmplă, cu ce vă confruntați, care vă sunt durerile, care vă sunt necazurile, pentru că poate am putea să vă sprijinim cumva și dacă material putem să o facem mai mult sau mai puțin, cu siguranță avem în mijlocul nostru preoți pe umărul cărora veți putea plânge, preoți care vă vor putea mângâia, preoți care vă vor aduce un cuvânt de întărire, un cuvânt de mângâiere atunci când sufletele dumneavoastră au mai multă nevoie de lucrul acesta. Protopopiatul Onești vă este deschis, Protopopiatul Onești vă este casă, Protopopiatul Onești vă poate fi masă, dar nu în cele din urmă, ci poate în cele din tâi. Protopopiatul Onești, prin preoții care îl alcătuiesc, sunt rugători înaintea altarului ceresc pentru sufletele dumneavoastră. Pentru a ne cunoaște mai bine activitățile, pentru a rezona mai bine unii cu ceilalți, de ce nu vă așteptăm în vizită la noi? Ne găsiți în strada Adrian Păunescu, numărul 1, în spatele primăriei noi și cu mult drag o să vă povestim fiecăruia în parte, dacă doriți să ne vizitați, cu ce ne ocupăm, ce lucrăm, ce activități avem,
cum ne-ați putea ajuta și cum vă putem ajuta? Eu cred că întâlnirile de suflet, om lângă om, sunt cele mai nimerite. Astăzi se comunică greu, se comunică doar prin intermediul unor ecrane și se pierde dulceața comunicării directe și căldura interumană. Haideți să restabilim căldura de la suflet la suflet, interacționând în mod real unii cu ceilalți. În cadrul protopopiatului Onești nu au loc doar activități misionar-pastorale, ci și activități cu și pentru tineri. De câțiva ani buni, la Onești funcționează ATOR, Asociația Tinerilor Ortodoxi Români din municipiu. Avem activități în cadrul protopopiatului cu tinerii. În cadrul protopopiatului nostru funcționează o asociație de tineret, ATOR. Ei sunt vizibili la toate evenimentele importante ale orașului, sunt vizibili pe străzi, sunt vizibili în conferințele pe care le facem, în activitățile publice ale protopopiatului. Sunt tineri frumoși și sunt foarte activi. Iată, chiar zilele acestea avem activități de recrutare de noi tineri, pe care noi numim frumos și alintându-i puțin atoreni, dar ei sunt foarte implicați. Sunt implicați în activități culturale, în activități sociale, în activități de întrajutorare a asemenilor. Așa că dacă vedeți pe stradă tineri care poartă la gât ecusoane cu numele asociației ATOR, să știți că sunt tineri asumați, sunt tineri care fac un lucru minunat și de ce nu opriți-vă o clipă lângă ei să-i ascultați, să le auziți povestea, să le întindeți o mână de ajutor în rezolvarea unor cazuri pe care ei o să vi le prezinte pe parcursul anului. Și nu numai, poate că vă veți întâlni în fața casei cu ei, poate vă veți întâlni la biserici cu ei, o să-i vedeți servind la masă pe cei nevoiași, o să-i vedeți cântând la strană, înfrumusețând momentele liturgice pe care noi vi le așezăm în față cu multă dragoste și cu multă responsabilitate bisericească, spirituală. Protopopiatul Onești se dezvoltă și în dimensiunea culturală. Trimestrial, în cadrul întâlnirilor preoțești, se dezbat teme culturale, teme teologice, teme care ar face bucurie a fi audiate multora dintre dumneavoastră. Două reviste apar sub patronajul protopopiatului Onești. Este vorba de Sarea Pământului și Împreună Slujitori. În cadrul protopopiatului Onești apar două reviste pe care aș vrea să vi le prezint. Este revista Împreună Slujitori și aici sunt reflectate toate activitățile pe care noi le desfășurăm. Este o revistă care apare trimestrial. Și o a doua revistă care apare tot în cadrul protopopiatului nostru este Sarea Pământului, care acoperă foarte bine zona Târgu Ohna și comunele limitrofe. Deopotrivă teologică o să găsiți articole istorice, o să găsiți multă cultură. Este o revistă făcută cu multă tragere de inimă și coordonată de Părintele Petru Roncea și îi mulțumim pentru toată activitatea sa. Deși este un tânăr pensionar, nu stă deloc, ci lucrează, cum știe mai bine, pentru ca oamenii să se împărtășească de Cuvântul lui Dumnezeu, de Cuvântul scripturistic, dar și de hrană spirituală, izvorâtă din cultura minunată a poporului român.
Complexul muzeal Iulian Antonescu Bacău, în parteneriat cu Arhivele Naționale Bacău, organizează în perioada 3-4 octombrie 2024 Simpozionul Național Vasile Pârvan, manifestare culturală de tradiție aflată sub patronajul spiritual al celui care a fost părintele arheologiei românești, marele savant român născut pe meleaguri băcăoane, academicianul căruia îi datorăm implementarea la nivel național a primului plan coerent de cercetare arheologică la nivel național. Tuturor o adâncă reverență pentru faptul că suntem conștienți, vă datorăm cumva existența acestui simpozion. E un brand cultural al Băcăului la care ținem, care ne onorează și ne responsabilizează, care ne oferă un sens și o direcție instituțională și pentru ziua de mâine. Alături de noi sunt prieteni și parteneri de nădejde, instituții de calibru, așa cum am menționat, sunt alături de noi cei de la Arhivele Naționale ale României, filiala Bacău. Salut pe doamna director Mihaela Chelaru. Astăzi, 3 octombrie 2024, a avut loc deschiderea Simpozionului Național Vasile Pârvan, o manifestare culturală de tradiție a Complexului Muzeal Iulian Antonescu. O manifestare culturală care se apropie de jubileul ei. O manifestare culturală care se află sub patronajul spiritual al celui care a fost părintele arheologiei românești, Vasile Pârvan. Am recompus aici o Românie la o scară mult diminuată, o Românie frumoasă, culturală, iubitoare de istorie, de trecut. Sunt alături de noi cercetători, profesori universitari, arhiviști, arheologi, doctori și doctorați din aproape întreaga țară. Sunt alături de noi delegații venite din Iași, din Arad, din Constanța, din Timișoara, din Pitești, de la Arhivele Militare, din Onești, din Roman. Am avut deschiderea, începând cu ora 14, urmează, începând cu ora 15, lucrările pe secțiuni. Sunt 4 secțiuni de istorie, de arhivistică, de arheologie și o secțiune dedicată personalităților. Ca de fiecare dată, Simpozionul Național Vasile Pârvan a pus la dispoziția participanților cadrul ideal de dezbatere și de dialog între generații. La această manifestare fiind prezenți cercetători cu o carieră recunoscută în domeniu, precum și tineri aflați la început de drum, care vor face cunoscute publicului rezultatele celor mai recente cercetări științifice desfășurate. Prezent la manifestare a fost și oneșteanul Dorel Bărăiță, un mare împătimit al istoriei și colecționar cu state veche. E un articol despre o medalie de la Comuna Brusturoasa, emisă în 1926. S-a făcut acolo o expoziție de industrie casnică și atunci s-a emis o medalie pentru toți cei care au participat la această expoziție. Eu am aflat de ea dintr-o revistă de cercetări arheologice și numismatice din 1929 și am căutat să văd cum arăta această medalie. Căutând am găsit și o imagine a medaliei, am găsit și faptul că au fost bătute în 3 metale, aluminiu, bronz și argint, cred că. Și așa cum am spus, a fost acordată celor care au participat și la această expoziție de industrie casnică. Și al doilea, că a zis că avem vreo 3 articole. Dacă nu, sunt celălalt articol este în anuarul Carpica. Este un articol despre jetoanele unei cantine din Dărmănești. Jetoane care s-au utilizat până la începutul secolului 20 și până în primul război mondial. Cu aceste jetoane, lucrătorii la o fabrică de cherestea din zona Dărmăneștiului erau plătiți cu aceste jetoane și le puteau folosi la acea cantină pentru a-și achiziționa alimente și alte diverse obiecte. Ele sunt niște documente istorice autentice. Eu le-am descoperit la colecționari din străinătate, la noi nu sunt sau nu am aflat în ce colecție ar fi la noi. Ce să vă spun, cei care le-au emis sunt doi frați, frații Nicolae și Ștefan Teodorescu din Dărmănești, au o istorie interesantă, vă invit să
citiți articolul din Carpica, iar cel de-al treilea material va fi de fapt o comunicare, prezentarea ultimului volum pe care l-am scris și publicat în acest an și care se vorbește despre jetoanele vechilor fabrici de sticlă din România. În volum este cuprins și un material mai amplu despre fabrica de sticlă, de geamuri de la Ciobănuș, care a dispărut în primul război mondial în urma bombardamentelor din zona de pe Valea Trotoșului. Comunicările științifice sunt repartizate pe secțiuni 1-4 după cum urmează: arheologie, istorie, personalități, muzeografie, istorie și arhivistică, secțiune moderată de nimeni altul decât generalul cu 4 stele, Vasile Jenica Apostol. Și nu fac afirmații gratuite, ci numai și pot face pe bază de cifre asemenea demonstrații. În această zonă, care pe nedrept nu are un mauzoleu, așa cum e cel de la Mărășești și cel de la Mărești, pe nedrept, și cam știm de ce. Pentru că cel de la Mărășești este incontestabil. Pentru că cea mai cruntă bătălie s-a dus la Mărășești și acțiunile de acolo meritau. Dar cel de la Mărești, și o spun în cunoștință de cauză și conștient de faptul că pot să ne atrag nu știu câte oprobii pentru asta, s-a construit din cauza, din punctul meu de vedere, datorită, din alte puncte de vedere, faptului că atunci, la conducerea politică a țării, s-au aflat niște persoane influente și mai ales s-a aflat într-o perioadă mareșalul Averescu, era pe atunci numai general, și a ținut neapărat să fie un mauzoleu. În multe opinii, să știți, și vorbim toți, Mărești, Mărășești, Oituz, când vorbim. Este o enumerare cronologică a acțiunilor din 1917. Dar dacă ar fi să ne gândim la întregul război, ar trebui să vorbim de Oituz, Mănăstirea Cașin, Bătălia de la Cașin, să vorbim în continuare de altele, de Bătălia de la Pralea, și după aceea să vorbim de Mărești, cronologic, cum am spus, Mărești și din nou Oituz. Noi n-am avut șansa să avem niște oameni influenți, să avem un mauzoleu acolo. Bătălia de la Mărești, și aici intru în contradicție cu unii, dar nu mă supăr, și dacă se supără, n-am ce de face. Bătălia aceasta a fost, practic, o bătălie mai mult de orgolii. Și dacă ne gândim bine, orgoliului mareșalului Averescu. N-am nimic cu el, dar cercetătorii pot să verifice, pentru că ne-a costat foarte multe vieți omenești și așa cum spunea istoricul Radu Rosetti, pe care nu îl putem contesta, el chiar așa spune, îl citesc, a fost o bătălie fără orizont. Mai mult, s-a ajuns, și acum intru în subiectul nostru, s-a ajuns ca din cauza acestei bătălii, care a presupus înșirarea forțelor armate a doua pe un front foarte sinuos și fără rezerve, să fim într-o situație dramatică. În cadrul programului Simpozionului Național Vasile Pârvan a fost vernisată expoziția de fotografie etnografică, locul unde s-a născut Pârvan, prezentată de Iulian Bucur, șef secție etnografie la Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacău. Acum TV este partenerul media al evenimentului. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Duminică 13 octombrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire, iar cerul va fi parțial noros. Maxima zilei va ajunge până la 16 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 3 grade Celsius. Luni 14 octombrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei nu va trece de 13 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 5 grade Celsius. Marți 15 octombrie, vremea înregistrează o tendință de răcire. Cerul va fi noros, maxima zilei va ajunge până la 14 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 5 grade Celsius.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!